Presa Liberă Trecere! Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunteți din nou la Presa Liberă Trecere. Vă mulțumesc pentru acest lucru. Avem o ediție în care încercăm să lămurim anumite aspecte, anumite evenimente care s-au înregistrat în această vară pe scena politică din municipiul Râmnicu Serat. Au fost înregistrate câteva evenimente fără precedent la Râmnicu Sărat, aș putea spune. Facem referire la faptul că de mai bine de două luni municipiul Râmnicu Sărat funcționează fără viceprimar doar cu primar și cei 19 consilieri locali. Asta după excluderea domnului Ștefan Torcărescu din funcția de viceprimar al municipiului Râmnicu Sărat. Așa cum știți, așa cum ați aflat din știrile și materialele pe care le-am difuzat, Domnul Ștefan Torcărescu, după o perioadă de trei ani de mandat, a fost exclus de reprezentanții Partidului Social Democrat din această formațiune. Această excludere a dus, bineînțeles, și la pierderea funcției de consilier local și la funcția de viceprimar. Noi, la momentul respectiv, am aflat care sunt motivele excluderii din partea liderilor PSD. Astăzi vrem să aflăm chiar de la domnul Ștefan Torcărescu cum stau lucrurile care a fost parcursul politic al domniei sale, cum a obținut funcția de viceprimar al municipiului Râmnicu Sărat, care sunt motivele excluderii din această formațiune, dar și ce gânduri, gânduri politice are pentru viitor, pentru că avem câteva evenimente importante care s-au Înregistrată recent în municipiul Râmnicu Sărat și îl vizează chiar pe invitatul ediției. Spunem bună seara, mulțumim pentru prezență. Sărut mâna, bună, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor după o perioadă lungă de absență din platourile studioului dumneavoastră. Mă bucur să vă reîntâlnesc și vă urez succes în noul sezon. Mulțumim, domnul Ștefan Torcarescu. Spuneam că au fost înregistrate câteva evenimente fără precedent în municipiul Râmnicu-Sărat, evenimente de care clar este legat numele dumneavoastră. La finalul lunii iunie, Rumnicenii au primit această veste. Că domnul Ștefan Torcărescu este exclus din PSD, automat exclus din funcția și-a pierdut mandatul de consilier local, inclusiv funcția de viceprimar al municipiului Râmnicu Sărat. Da, domnule Torcărescu, înainte de acest lucru, vreau să le spuneți telespectatorilor care a fost parcursul dumneavoastră politic. De când ați făcut politică? Cum ați ajuns în PSD? Vreau să discutăm chiar de colaborarea pe care ați avut-o cu liderii PSD Râmnicu Sărat. Uh, mai întâi de toate vreau să vă spun că am învățat de mic să mi fac treaba acolo unde sunt și cred că până la urmă politica înseamnă viața cetății și fiecare trebuie să-și facă treaba acolo unde funcționează. Eu am funcționat ca profesor, am fost o perioadă director adjunct la școala gimnazială Vasile Cristoforeanu, apoi am revenit la catedră, apoi doi ani și jumătate până să fiu ales în funcția de viceprimar am fost conducătorul acestei unități școlare. Din 2014 am avut o adeziune la Partidul Social-Democrat, intrând în această echipă mare și frumoasă, am considerat la momentul respectiv, în care mi-am desfășurat activitatea până la momentul alegerilor din 2016. După alegeri, eu fiind pe locul al 12-lea în lista de consilieri, PSD-ul obținând 13 mandate de consilier, am intrat consilier. Local, municipal și la propunerea partidului, am fost ales în funcția de viceprimar de către Consiliul Local. Cunoașteți regula cu două treimi din, din voturile consilierilor în funcție. Evident, PSD-ul, având 13 consilieri, îndeplinea această. Condiție de 13 voturi pentru. Deci, la propunerea partidului. Deci, v-ați bucura de susținerea partidului la momentul respectiv, la momentul alegerii Sigur că, dumneavoastră? Da, funcția de viceprimar este funcția Consiliului Local și prin majoritățile care se creează în consiliile municipale, locale, se alege viceprimarul. De aceea, acolo unde nu există majorități absolute necesare pentru alegerea viceprimarului, se fac negocieri, așa cum au fost și în trecut la Râmnicu Sărat pentru alegerea viceprimarului când a fost cazul domnului Sorin Cârjan, pe atunci viceprimar, sau în alte localități, cu alte situații, sau la Consiliul Județean, este un lucru știut de politicieni, de mass media și, până la urmă, de opinia publică, modul în care funcția de viceprimar este stabilită legal. La ce vârstă ați fost dumneavoastră ales numit viceprimarul municipiului Râmnicu Sărat? O persoană relativ tânără în această funcție. La, la, la vârsta de 34 de ani, da, într-adevăr, tânără și, mă rog, cu seriozitatea și dorința tânărului de a învăța și de a se afirma, atât cât îi permite, să spunem, competența și relația de colaborare, pentru că, în ceea ce privește, vedeți, e o trecere de la partea profesională la partea politică. Există o diferență pentru că afirmarea în politică ține de alte resorturi decât afirmarea profesională. Sigur, din punctul meu de vedere, trebuie să aibă la bază o competență profesională foarte bună, pentru că eu cred că în politică este nevoie de oameni bine pregătiți, de oameni care să fie în primul rând profesioniști pe domeniu pentru care s-au pregătit și după aceea cu această experiență de relaționare politică, de colegialitate, de lucru în echipă pe care trebuie să o aibă orice politician și încă ceva foarte important, cred, cultura dialogului pe care trebuie să o aibă în interiorul organizației politice, cât și în relație cu celelalte organizații politice, pentru că noi așa trăim în democrație și există pluralism politic, pluralism de idei, ceea ce este foarte bine și ne obligă să avem dialog. Deci, sunt câteva calități importante care v-au recomandat pentru această funcție. Funcție foarte importantă la nivelul a unei administrații. A vorbi eu despre calitățile mele care al minterii pot fi contestate și au și făcut-o unii, s-au grăbit. Este o chestiune subiectivă. Nu pot face lucrul ăsta și niciodată n-am vorbit despre calitățile mele pentru că orice aș face și orice am făcut în trecut n-am făcut singur, am făcut alături de o echipă. Într-o instituție sau mai ales în administrație nu poți face nimic singur decât uh, ajutându-te de colaboratori, de o echipă, de profesioniști, de oameni conștiincioși care își fac treaba. Deci nu pot să-mi asum uh, rezultatele muncii uh, nimănui. Sigur că e nevoie de un lider și de un coordonator. Acolo unde am fost, am uh, avut uh, toată conștiinciozitatea și toată aplecarea pentru a rezolva corect, pentru a rezolva în timp. Uh, toate problemele de care ne-am invit, fie la școală, fie la primărie, dar cred că trebuie să vorbim mai mult despre partea ultimilor trei ani, pentru că este o discuție, să spunem, cu caracter uh, politic și mai puțin... Uh, în ceea ce prește profesia mea de dască. De ce am vrut să fac referire la calitățile, la aturile care v-au recomandat pentru funcția de viceprimar, În momentul în care v-ați bucurat de susținerea partidului, clar v-au recomandat anumite calități. Oamenii au sprijinit un om care demonstra că poate. Ulterior, după trei ani, am că... asistat la anumite discuții, discuții publice. Eu cred că echipa pe care am făcut-o la momentul respectiv la școala gimnazială Vasile Cristoforeanu a fost una de succes. Colegii mei împreună cu mine am făcut lucruri importante, se și văd. Am avut susținerea părinților, probabil și a comunității din zonă care e deservită de această instituție școlară. Dar, repet, nu pot să-mi arog eu meritele colegilor mei. Și doar meritul acesta de a fi atent, disponibil, de a comunica foarte bine cu colegii de la școală. Ceea ce am transferat și la primărie, pentru că în relațiile pe care le-am avut, pe lângă aspectele de, cum să spun, parcurs normal, au fost și lucruri care au ținut de o bună comunicare, de gestionarea unor relații, mai ales cu cetățenii, pentru că nu e așa cum v-am spus de fiecare dată, cetățeanul vine la primărie cu o problemă, nu vine. Fericit nu vine să felicite, de regulă, așa cum vedem pe Facebook. Nu toată lumea, mai ales în ultima vreme, primește felicitări pe Facebook, felicitări, felicitări. Eu vă spun din activitatea mea de la primărie... Că Dar mulți știu că acele mesaje, veneau... acele felicitări nu sunt reale. Da, Coborâm jos în stradă, vedem ce spun oamenii cu adevărat. Pe Facebook, pe rețelele de socializare, se întâmplă multe alte lucruri cunoscute este nouă este tuturor. Nu ne bazăm pe ce se întâmplă acolo. Este o manipulare, nu știu pe cine încântă, probabil că sunt persoane care țin cont de mesaje respective, este bine, este frumos, nu știu, fiecare se raportează la realitatea din teren sau la realitatea virtuală. De aceea îi se spune mediu virtual, pentru că este virtual și cred că rămâne virtual. În teren trebuie să, să, să mergi cu pasul și să discuți cu omul față în față și de cele mai multe ori la primărie veneau oameni cu probleme și pe care căutam să le rezolvăm cu acele compartimente care erau implicate și cu multă răbdare pentru că într-adevăr explicațiile în acest timp, necesită răbdare și atunci când omul are o problemă reală vine cu ea să o expună Răbdarea lui consideră că a ajuns la o limită, mai ales atunci când vrea să se întâlnească cu viceprimarul sau cu primarul. Vă adresez o altă întrebare. Ce atribuții ați avut în toată această perioadă? Care au fost sarcinele care v-au revenit? Pentru că ați fost acuzat că nu v-ați dus la îndeplinire aceste sarcini. Ați fost de asemenea acuzat că nu v-ați implicat în totalitate în campania electorală din primăvară. Vedeți dumneavoastră că eu n-am înțeles nici acum dacă reproșurile care mi s-au adus, în mod nejustificat, din punctul meu de vedere, sunt de natură administrativă sau sunt de natură politică. Deci sunt două planuri unde lucrurile stau diferit. Eu am fost exclus, decizia de excludere din calitatea de membru al Partidului Social-Democrat, Organizația Rămânicul Cu Sărat, este o decizie politică. Este un scenariu care s-a repetat, este a treia oară când s-a încercat și de data asta s-a și reușit excluderea mea sau o formă de înlăturare. A mea, din uh, funcția de viceprimar și, iată, mai nou și din calitatea de, de membru al Partidului Social Democrat, a fost un, o execuție politică, am numit-o, pentru că am fost uh, convocat la o ședință despre care n-am știut uh, ce are pe ordinea de zi. A fost anunțat inițial uh, telefonic ordinea de zi, uh, stabilirea delegațiilor la Congresul care urmează să aibă loc a doua zi pentru. Mă rog, Congresul Național de la București a fost un eveniment la momentul acela la nivel central, iar la ședința respectivă s-a pus în discuție și analiza rezultatului la alegerile din campania europarlamentară și propuneri de excluderi. În discuția cu membrii biroului politic, care au fost în număr restrâns, nu au fost toți membrii prezenți, din câte am înțeles ulterior, o parte din membrii biroului politic au fost sunați de către domnul președinte al partidului și de către doamna senator Liliana Zbârnea, să-și dea demisia pentru a nu participa la această ședință a biroului, nemai având calitatea de membru. Ceea ce Vă rog foarte mult să facem referire doar la funcțiile respective, nu și la persoane ne fiind ceea prezente. Ceea ce s-a și întâmplat, eu am fost surprins de discuție, având în vedere că se lua în calcul doar activitatea mea, ceea ce nu mi s-a părut normal pentru că rezultatul unor alegeri este munca unei întregi echipe, cu atât mai mult cu cât această echipă, al cărei coordonator am fost numit și eu zic că mi-am îndeplinit sarcinile cu multă conștiinciozitate, a și câștigat alegerile această echipă, deci. La cu Sărat, scorul de 32% obținut de PSD este un scor foarte bun. Buzău n-a obținut acest scor și mă întreb oare ce ar fi trebuit să se întâmple în organizația PSD. -Buzău. Dar ce trebuia să faceți dumneavoastră mai mult? Ce reprezintă uh, această implicare? Uh, nu știu din moment ce eu nu am fost delegat pentru a participa la ședințele Organizației Județene Buzău, pentru că în campania electorală există discuții la nivelul uh, județului, la nivelul. Uh, forilor superioare ale partidului. La aceste ședințe erau trimise alte persoane din cadrul conducerii locale, deși ar fi trebuit să fie și coordonatorul de campanie. Adică am fost numit pe o funcție doar pentru a folosi credul ulterior ca motiv de excludere neîndeplinirea unor sarcini pe care, de care nu am știut. Tot ceea ce am făcut, am făcut cu bună credință, cu maximă fidelitate, deși se induce ideea, mai ales în contextul probabil viitor, că uh, lucrurile au stat altfel. Public a fost acuzat de faptul că indirect ați fi făcut campanie pentru altă zi formațiune? Sigur că da, sigur, dar nu mă miră, pentru că, din păcate, strategia de manipulare este mai veche și cred că în cei trei ani am cunoscut uh, această strategie destul de bine. Uh, nu cred că se mai poate merge uh, în următoarea perioadă pe uh, mințirea oamenilor și pe strategia aceasta de manipulare a cetățeanului cu informații și cu zvonuri false. Și au trecut o perioadă de trei luni în care eu am tăcut. Și am tăcut pentru că am avut nevoie de această liniște, am avut nevoie să îmi reconsider până la urmă obiectivele și principiile. Și la sfârșitul acestei perioade de trei luni, auzind tot felul de variante pentru că în oraș s-a vorbit, pentru că cei care m-au exclus au spus diferite lucruri despre mine, am hotărât că e cazul să vorbesc și eu și am hotărât că Uh, și eu ca tânăr pot să mă implic în viitor în viața politică, cred că pot uh, ajuta la dezvoltarea comunității, cred că uh, râmnicenii au nevoie și de uh, elanul tinerești, de ideile și, uh, cum să spun, munca mea, ceea ce am făcut și înainte, dar fără să o numesc politică și fără să fiu membru de partid, atât timp cât am slujit catedra, la școală, ceea ce fac și în prezent, am făcut-o cu multă fidelitate, cu multă conștiinciozitate, și cred că lucrurile au fost bine apreciate și a fost în folosul oamenilor. Până la urmă, politica trebuie să servească interesul cetățeanului, până la urmă, toți trebuie să fim deschiși dialogului și atunci când nu putem lucruri, trebuie să le explicăm. Domnul, caz... trebuie, politica trebuie să servească oamenilor, dar se întâmplă acest lucru? depinde de cei care fac politică și cred că e timpul să avem o nouă generație. De aceea cred că ceea ce s-a întâmplat la nivel central, din vremea domnului președinte Dragnea, se întâmplă și la nivel local. În perioada asta de trei luni am reflectat foarte mult dacă nu cumva sunt similitudini între ceea ce mi s-a întâmplat mie și ceea ce li s-a întâmplat altora. Și vorbeam cu, primarul, cu viceprimarul de la Iași, cu domnul Gabriel Harabagiu și a avut o poveste asemănătoare. Și în alte localități a existat această poveste a excluderii, sau și în jurul Râmnicului există tensiuni de genul acesta cu viceprimari care sunt acuzați de neimplicare sau de partizanat cu alte forțe politice. Dar cred că, nu știu, e o strategie sau se caută țap ispășitori. Eu nu sunt dispus să fiu țapul ispășitor al nimănui sau al niciunei echipe, de aceea am și acționat în instanță privitor la procedura de excludere și la motivele excluderii. A fost un simulacru, nu mă așteptam la atâta lipsă de profesionalism, măcar și pentru faptul că există juriști în Partidul Social Democrat, care ar fi trebuit să cunoască mai mult din statutul partidului și din ceea ce înseamnă procedurile în cazul unei analize a rezultatelor alegerilor în cazul de față. Ați spus dumneavoastră, mă scuzați, că s-a încercat de trei ori excluderea mea. A treia oară s-a reușit. Când ați mai asistat la situații similare? Când a început războiul? Nici nu știu, din punctul meu de vedere și în discuțiile pe care le-am avut cu domnul primar, i-am spus că cea mai bună poziție a mea, ceea ce acum mă reproșez, este aceea că îmi văd de treabă și că nu intru și nu doresc să fac parte din anumite cercuri și jocuri în interiorul partidului, pentru că vorbim de organizația PSD Râmnicu Sărat, acolo unde, mă rog, am sesizat de mai multe ori că există probleme, acolo unde am încercat un dialog, dar oamenii Ascultă, doar ascultă și nu uh, intervin și nu discută. Nu, nu au probabil, uh, nu știu, puterea, să uh, curajul să se uh, uh, exprime eventual contradictoriu, ferească Dumnezeu. Eu am avut anumite poziționări. Uh, președintele Partidului mi-a spus că mi-interzice să-l contrazic, mai ales în public. Tu niciodată nu trebuie să mă contrazici. Mi-a spus-o în particular, de mai multe ori, cum mi-a spus că trebuie să-mi închid pagina de Facebook pentru că am o imagine mai bună decât a dumnealui și mi-a cerut explicații. Și acest lucru cum... s-a întâmplat cu contul dumneavoastră pe rețeaua de socializare? Deci am avut probleme cu contul de Facebook pe rețeaua de socializare, moment în care am decis să-l închid pentru că am considerat că sunt victima unei fraude. Mi-au dispărut niște lucruri de acolo. Am sesizat lucrul acesta, dumnealui aștept și toată organizația. Lucrul s-a întâmplat cu puțin înainte de campania legilor europarlamentare, urmând ulterior a fi imputată lipsa de activitate în mediul online. Deci iată dovada că se ține foarte mult cont de ce se întâmplă în mediul online, că tot ce se întâmplă în mediul online este bine coordonat și făcut la comandă. Și Dar am rămnicenii trăiesc în spus. cartierele municipiului, rămnicenii sunt în stradă. Domnicenii sunt copiii noștri, părinții noștri, vecinii dumneavoastră. Da, vedeți, în tot ceea ce am făcut eu la primărie, vă spuneam că reproșam această tendință de a mă retrage, și eu sunt de genul mai reflexiv. Uh, și de a analiza și de a-mi vedea de treaba mea. Nu a fost cazul să ies cu nu știu ce realizări ale mele. Munca este muncă în echipă la o primărie, și cred că fiecare compartiment din cadrul primăriei noastre cunoașteți că la emisiunile care am venit pe problemele administrației locale, am lăudat și am promovat munca fiecărui compartiment așa cum este firesc. Ei sunt specialiști pe probleme. Atunci când se face un concurs de angajare la primărie, în fișa postului apar și studiile și competențele pe care fiecare trebuie să le aibă. Așa că nu pot să spun că eu sau prima, noi, sigur, stabileam obiective, direcții de acțiune, termene și alte lucruri. Dar nu putem să luăm dosarele Compartimentului de proiecte europene, să ne fotografiem cu ele, să le punem pe Facebook și să spunem sunt dosarele mele, astăzi am depus documentația pentru proiectul X. Da? Adică eu n-am văzut în ceea ce se promovează în mediul virtual decât promovarea imaginii unei singure persoane. Adică nu cred, cred că trebuie să depășim această etapă a liderului absolut sau a succesiunii la tron care se pare este dorită, mă rog, la nivel local, eu am simțit această, această presiune a relaționării și a unei dorințe de subordonare cu alte persoane. Eu, ca viceprimar, atâta timp cât am ocupat această funcție, am luptat să nu subordonez funcția de viceprimar city managerului orașului. În niciun caz nu am acceptat acest lucru și am spus direct cui trebuia să spun acest lucru. Cine vrea să-și facă campanie de imagine cu munca altora, să-și facă este problema lui, în timpul lui răspunde fiecare pentru ceea ce este ca om și ca și caracter. Restul sunt detalii. Revenind la excluderea mea, da, este rezultatul unui plan și v-am dat un indiciu acela că oamenii au fost sunați chiar în ziua respectivă, intimidați să-și dea demisia din biroul politic pentru a nu participa la ședință, și cu toate acestea au fost și trei voturi împotriva excluderii mele. Parte din colegi și-au manifestat tristețea că s-a ajuns la această soluție, dar s-a ajuns la vot pentru că domnul primar, îmi și amintesc, domnul președinte al partidului, s-a ridicat în picioare și a cerut un vot de solidaritate cu domnia sa și un vot de încredere. A spus că acesta este un vot de încredere, iar mie personal mi-a adresat de față cu toți ceilalți următoarele cuvinte. Ștefan, tu pe ușa aceasta nu mai ești viceprimat. Atunci am înțeles că e vorba de o ambiție personală, am înțeles că e vorba de un alt plan sau că eu încurc anumite planuri și am spus atunci și faceți ceea ce doriți. Cu mențiunea că am solicitat biroului politic și celor prezenți un termen de 24 de ore pentru a-mi prezenta demisia, pentru că am considerat, cum v-am spus și inițial, că este funcția Consiliului Local, nu este funcția primarului, este funcția care se degajă din majoritatea consilierilor îndeplinind criteriul de două treimi care trebuie să existe pentru alegerea viceprimarului. De aceea am solicitat 24 de ore pentru a-mi prezenta în scris demisia. E vorba de niște motive atunci când îți asumi un lucru și îți dai demisia. trebuie să... Și am spus, aveți demisia mea, lăsați-mi 24 de ore și o să aveți hârtia scrisă. Nu, îți scrie acum hârtia am spus nu sunt pregătit pentru această discuție pentru că nici nu am avut pe ordinea de zi această discuție, nici nu am rămas oarecum, nu oarecum, ci total surprins. Dar n-am primit acest răgat de 24 de ore și am făcut mențiunea că atunci când am fost invitat, chemat, să spunem, s avut discuția cu mine privitor la acceptarea funcției de viceprimar, la fel am cerut un termen de gândire. Pentru că este un angajament pe care ți-l iei nu doar în fața colegilor, ți iei și în fața prietenilor și în fața dușmanilor, ți iei în fața 34.000 de oameni și cred că în ceea ce privește fidelitatea față și atribuțiile pe care le-am avut și tot ceea ce înseamnă relația cu cetățenii, mi-am dus cu responsabilitate la îndeplinire Sarcine din fișa postului, atât cât au fost ele. M-ați întrebat de atribuții, și pentru că totul are un început, mi-amintesc că delegarea de atribuții, viceprimarul funcționează în subordinea primarului, cu delegare de atribuții prin dispoziție scrisă. Dispoziția scrisă de delegare de atribuții, să știți că mi-a venit după multă vreme, după foarte mult timp, când întrebam și eu, de fapt, ce compartimente oficial urmează să, să coordonez am avut spațiu locativ, am avut domeniul de educație și cultură, dar mai puțin ceea ce înseamnă buget, pentru că viceprimarul nu este ordonator de credite. Cu toate acestea s-a ajuns la situația în care domnul primar dorea să știe totul. Dacă se făcea un afiș pentru un eveniment cultural, cum arată afișul, cine este organizatorul, toate detaliile erau prezentate, sigur. Este firesc, este alegerea fiecăruia, dar în moment ce ai un ajutor, ai un viceprimar, cred că, în mod real, delegarea de competență trebuia să fie făcută pe lucrurile acestea mici, evident, într-o bună relație de colaborare. Ori eu, ca și locuitor de drept al primarului, am ajuns să aflu din alte surse că primarul este plecat din țară, cum vă imaginați, fără să-și delege atribuțiile. Și nu trebuie să din țară. persoana care să, îl înlocuiește în evident, primărie în această fără perioadă? să lase altă persoană. Pe mine, ca locuitor de drept conform legii administrației publice la, la momentul acela, acum avem codul administrativ, da, am aflat din primărie că domnul primar este, de fapt, plecat din țară și am aflat a doua zi. El era plecat cu o zi înainte. Adică, Colaborarea cred că înseamnă mult Și mai mult. Și de la mult. început au avut loc aceste situații? Bine Sau început, acum pe parcursul Probabil că de la perioadă? început le-am sesizat, le sesizat mai târziu, probabil pentru că neavând experiență, e vorba de o perioadă de acomodare, este normal, pentru mine a fost un nou început. Administrația de la școală a fost o bucățică de administrație, n-a fost ceea ce înseamnă administrația unui oraș. E mult mai mult și a trebuit să învăț și am fost conștiincios din acest punct de vedere. Dar a fost ajutat de oamenii din primărie cu experiență în administrația publică Fără locală, probleme, de domnul primar? Sunt, sunt oameni pe care i-am găsit acolo cu mare competență, sunt oameni care au muncit și în trecut, care au vechime în, în posturile respective și am învățat foarte multe de la ei pentru că sunt probleme de specialitate. Urbanismul are un tip de probleme, spațiul locativ alt tip de probleme, investițiile, proiectele și toate celelalte. Compartimente. Așadar, ca să spun, o similitudine aveam doar cu compartimentul de birou de învățământ și îndrumarea unităților de învățământ din Municipiul Râmnicu Sărat Există un astfel de birou, în fine, e altă discuție aici. Aici aveam, evident, câteva cunoștințe pentru că veneam din sistem. Dar am observat o. Marginalizare, știți. La un moment dat a încercat domnul primar o discuție cu mine și eu cu dânsul, sigur că sunt tânăr și am spus că nu îmi doresc să am și eu satisfacția muncii, îmi doresc să fiu implicat, îmi doresc să fac lucruri. Numai că v-am spus, discuția dintre partea de competență profesională și partea politică este una largă și probabil că din punct de vedere politic eu încurcam. Vreau am că să vă mă întreb dacă la Rondius să primarul, își dorea un alt coleg în funcția de viceprimar și partidul a susținut o altă persoană, respectiv pe dumneavoastră. Sunt sigură că această ediție va naște și un drept la replică, nu știu, dar este dreptul dumneavoastră de a lămurie situația așa cum au făcut-o și dumnealor în cadrul conferinței de presă. Eu detalii de culise nu cunosc propunerea mea ca viceprimar a fost făcută biroului, comitetului executiv al partidului, dacă mi-am bine, în 2016, după alegeri, după ce am ieșit viabil pe lista de consilieri și au avut de ales colegii între mine și domnul secretar al partidului organizației locale, eu fiind cel ales cu mai multe voturi decât domnul Nicolae Florian. Aceasta a fost situația acceptată. Propunerile au fost făcute de către domnul primar și domnul fost primar Viorel Holban, pentru că era la momentul acela în Partidul Social-Democrat. Eu, la momentul acela, am fost chemat de amândoi și am avut o discuție cu amândoi privitoare la posibilitatea ca eu să ocup această funcție. Și asta știu din ceea ce s-a întâmplat A fost rezultatul votului Comitetului Executiv După ce a urmat de alegerea în cadrul Consiliului Local După ce a fost validat Consiliul Local Ca urmare a hotărârii instanței de judecată De validare a Consiliului Local Municipal În toată această perioadă, cum ați colaborat cu echipa? Cu colegii noastre din cadrul Consiliului Local Municipal? Să știți că n-am avut niciodată reproșuri nu mi-a spus. că Asta e, de fapt, și întrebarea mea, de fapt, ce s-a întâmplat sau unde am greșit. Dacă am greșit, dovediți-mi. Pentru că a spune neimplicare, spui nimic. Deci, concret, mie mi s-a prezentat o poză, o fotografie din campania electorală pe scările primăriei unde am stat în spate. Da? În campania pentru, că, pentru europarlamentare, pentru europarlamentare da? A fost ultima zi de campanie, o zi foarte noroasă în care plănuisem să ieșim chiar într-un din cartiere. A venit și candidatul de pe zona noastră la așa și eu am rămas cumva în partea din spate a grupului și s-a considerat că aceasta este neimplicarea mea. În Consiliul Local, pentru că vorbim de altceva, de muncă administrativă, am avut o bună, o foarte bună colaborare cu toți colegii mei. În ceea ce privește atribuțiile specifice, în ceea ce privește relația cu cetățenii și în ceea ce privește activitatea de consilier la partid. Pentru că joia aveam întâlnirea cu eventualii cetățenii, aveam aceste, cum să spun, audiențe la partid date de consilieri conform unei, unei rânduieli, unui program pe care l-am făcut la partid. Eu am fost. De fiecare dată acolo, n-am avut niciun fel de discuție, niciun fel de reproș, ba din contră, am avut susținerea lor, am avut cuvinte frumoase, am avut sprijinul și am colaborat foarte bine. Problema mea, ca să spun între ghilimele, a fost ridicată doar de domnul primar și de către doamna senator, pentru că spuneam, au fost și alte două momente în care s-a încercat excluderea mea, nu s-a reușit odată prin propunerea unei alte funcții la nivelul inspectoratului școlar județean și a doua oară prin încercarea de a determina consilierii să îmi retragă sprijinul sau să mă exclude, aceasta fiind în luna ianuarie anul acesta. Deci eu spun că m-aș fi bucurat să fiu exclus înainte de campania de europarlamentare, și atunci poate s-ar fi văzut cu adevărat dacă eram considerat pentru că se presupune că existau suspiciuni. De ce n-au făcut lucrul acesta înainte de campanie? Cumva s-au bazat pe imaginea mea s-au bazat pe voturile pe care eu le pot aduce la partid? Nu știu lucrul acesta. Dar că în campania s-a fost văzut în stradă, da? În fiind fiecare coordonatorul zi, campaniei electorale. Am fost prezent la partid cu excepția primei zile de campanie, pentru că a fost în perioada Paștelui, când domnul primar a hotărât că nu vom face campanie, să nu deranjăm sărbătoarea pascală pentru râmniceni, că nu se cade, că așa. În rest, eu, în fiecare zi s-au făcut liste de prezență. Există un dosar de care m-a ocupat să existe prezența, să existe toate documentele pe care ar trebui să le existe, să existe la, la nivelul partidului, pentru că pot apărea și probleme și atunci coordonatorul campaniei răspunde și era cât pe ce să avem și anumite probleme legate de ceea ce n-ar fi trebuit să facă anumite partide în timpul campaniei electorale. De aceea eu, din punct de vedere tehnic, m-am pus la punct cu... Între timp am înțeles că aceste dosare nu mai există. N-am înțeles de ce imediat după excludere în ședința respectivă, la finalul ei, nu mi s-a dat un document de excludere, am solicitat o copie a procesului verbal, am solicitat și eu un document că sunt exclus. Adică, mirarea a fost atât de mare încât părea incredibilă. În fine, s-a întâmplat, funcțiile sunt trecătoare, nu avem o problemă, dar cred că trebuie să continuăm să slujim cetățenii oriunde suntem, mai ales dacă avem o experiență administrativă și eu cred că în cei trei ani. Am fost uh, un uh, om conștiincios care a învățat multe, care uh, a învățat să cunoască oameni, a învățat să aibă răbdare, a învățat să spună lucrurilor pe nume acolo unde sunt probleme. Nu știu dacă asta a deranjat sau nu. Dar în această perioadă, domnule Torcărescu, ați inițiat proiecte sau ați venit cu propuneri către șeful administrației din Râmnicul Sărat? V-au fost ascultate? Ați încercat să spuneți, aici nu merg lucrurile, să facem așa. O, păi ar trebui să întrebați și pe colegii mei consilieri locali când află dumnealor despre proiectele de hotărâre din Consiliul Local Municipal. Și o să constatați, dacă dumnealor or fi sincer, nu știu, că și eu în calitate de viceprimar, dar și colegii mei consilieri aflau despre obiectivele, ideile domnului primar și ale până la urmă administrației locale, că reprezintă administrație locale doar când se afișau pe site sau doar când primeau CD-ul cu proiectele de hotărâre. Ce vreau să spun prin asta? Că în cadrul partidului nu au existat discuții prealabile privitoare la inițierea unor proiecte de hotărâre, stabilirea unor obiective. Multă vreme, mă rog, domnul primar nici nu prea dădea pe la partid, ceea ce a atras nemulțumirea unora dintre colegi. Adică părea așa că după ce a fost euforia aceea că am câștigat alegerile din 2016, alegerile locale, sediul acela a devenit pustiu și gol. Ba din contră, au fost persoane care treceau pe acolo și erau întrebate, dar cam ce faci tu pe acolo, că stai cam mult pe la parte nu cumva uneltești împotriva orânduirii sociale? Deci, privitor la proiectele de hotărâre pe care le-am inițiat, au fost câteva proiecte de hotărâre inițiate de mine, dar asta nu înseamnă că am muncit eu. Inițierea unui proiect de hotărâre este un parcurs de documente pe care aparatul de specialitate din cadrul primarului îl întocmește, sigur, ideea inițială aparținând ca strategie, ca decizie consilierilor sau primarului, sau este o decizie politică astfel încât acolo unde au existat anumite incompatibilități ale primarului de a nu putea semna inițierea proiectelor, m-a delegat pe mine să semnez ca inițiator. Dar n-au fost foarte multe aceste proiecte. Pentru că a ținut întotdeauna să semneze dumnealui ca inițiator al proiectelor de hotărâre, ceea ce mi s-a părut până la urmă normal este primar, eu l-am respectat, sunt un soldat disciplinat și mi-am respectat șefii și cred că e dreptul dumnealui să decidă dacă discută cu viceprimarul, ce obiective propune Consiliul Local, ce proiecte, dar v-am spus, caracterizând relația noastră în general, primarul este plecat din țară, viceprimarul habar nu are, delegare de competențe nu există, cu alte cuvinte, instituția nu funcționează. Deși viceprimarul este înlocuitorul de drept. Dar, fără delegație, de exemplu, pe ceea ce înseamnă uh, atributul de ordonator de credite, viceprimarul nu poate semna în absența primarului, chiar dacă este înlocuitorul de drept. Spuneați deci, că în această perioadă ați dat dovadă de foarte multă răbdare, ați învățat să aveți și mai multă răbdare. Da, vedeți că acum eu vin și dintr-un domeniu unde am educat, așa să zic, răbdarea și. În la urmă, cred că și bunul simț că dincolo de orice, nu știu, eu n-am avut un interes și am spus în repetate rânduri colegului, domnului primar, că nu am un interes personal, eu nu am venit să mă promovez, eu nu am venit să, am venit să promovez echipa, am venit să contribui, să muncesc, da? Nu am venit să mă promovez pe mine Dacă aș veni să mă promovez pe mine, v-am spus, aș fi făcut și eu ce fac alții iau Dar susțineți teancul. că se întâmplă acest lucru da, în cazul altor persoane Verificați mediul online, verificați site-urile primăriei și adresele de Facebook ale primăriei Și o să vedeți cum se iau dosarele, se fotografiază în fața unei instituții și spune Astăzi am depus, am muncit, am făcut Sau mă duc la un curs, mă duc... Nu sunteți adeptul dreptul acestor postări. Eu nu spun că publicul nu trebuie informat și există un segment de public care accesează mediul online. Și eu, după ce am închis adresa de Facebook, am făcut o altă adresă de Facebook. Nu că vorba unui bun prieten al meu, nu ai Facebook, nu există. Trebuie să informezi, să ții legătura cu cetățenii, dar cred că nu trebuie să ducem la. La Dar știți cum se întâmplă la Râmnicul Sărat? Asfaltăm astăzi jumătate de metru sau punem o bordură, fotografie și anunțăm... Punem o băncuță în fața sălii de sport și este o mare realizare S-a pus o pancartă nu știu unde, este o mare realizare Eu nu cred că marile proiecte ale Râmnicului sunt acestea Adică este un gen de manipulare pe ceea ce înseamnă activitatea și implicare și muncă Nu, munca trebuie să se vadă, sunt proiectele mari ale orașului care, pentru care s-a muncit și cunosc aceste proiecte și am muncit la aceste proiecte, dar nu s-au întâmplat, sunt la momentul viitor, sau depind de anumite aspecte politice la nivel central, în no. sensul uh, guver uh, păstrării guvernării și alte lucruri care țin de situația economică și politică de stabilitate a țării. Deci, Domnule Torcarescu, dar dumneavoastră participați la audiențele cu rumnicenii, ați în stradă, vorbeați cu dumnealor. V-am întrebat de aceste proiecte de modernizare ale municipiului rumnică Sarat? Au fost cele mai multe întrebări legate de condițiile de viață, pentru că sunt aceste zone unde trăiesc ca la țară. Și mai mult decât atât, aș spune că a fost o lipsă de onestitate, dar, repet, ca mesaj, eu am fost foarte atent să transmit același mesaj cu domnul primar. Dacă dumneavoastră luați emisiunile la care am venit și toate interviurile și tot ce am spus, că unora le păream ușor, cum spun, servil și prea bun, bun coleg. Dar mesajul meu a fost același cu al domnului primar. Oamenii au avut un orizont de așteptare și am spus, vom face, vom face, așteptați, mai e puțin, urmează imediat. Și ajungem să decontăm că vin alegerile și nu putem spune am făcut. A, am făcut, am pus o băncuță, am făcut, am pus două borduri. Dar nu putem spune am făcut un proiect, am asfaltat cartierul X, am dus rețeaua de gaze în cartierul Y. Ba, din contră. Au fost agitați oamenii cu niște lucruri care acum s-ar putea să se întoarcă împotriva administrației locale. Vezi extinderea rețelei de gaze din cartierul Bariera Focșan. S-au făcut întâlniri la primărie unde oamenii au fost încredințați că se extinde rețeaua de gaze, că vor veni gazele. S-au dus vreo peste 30 de persoane și au plătit taxele de branșare, au primit autorizații, au făcut devizul și gazele n-au venit. De ce? Pentru că primăria trebuie să facă conducta magistrală pentru care nu există bani și nu este prinsă în proiectul de investiții. Sunt străzi care de trei ani de zile au fost prinse în, în proiectul de investiții aprobate de Consiliul Local în fiecare an. Cloșca, Poiana Mărului, Jitia, Budei, Râmnei, care nici astăzi nu au asfalt. Și veneau oamenii la audiență că m-ați întrebat. Eu am fost în primărie, să știți, și râmnicenii care au dat pe la primărie și au treabă cu primarul sau cu mine, au dat de mine. Și în fiecare zi de, de audiență eu am fost acolo. Și asta se consemnează și în documente, că n-am fost singur, audiențele le ții cu o comisie, le ții cu aparatul de specialitate, că nu ești tu, eu știu ce, Dumnezeu să rezolvi totul, ci te bazezi pe specialiști și trebuie să primească omul un răspuns corect. Și revin la corectitudine. Atunci când dai un mesaj omului, îi spui, se poate, nu se poate. Se poate într-un an, se poate în 10 ani sau nu se poate niciodată. Și argumente, de ce nu se poate? Pentru că revin... Oamenii veneau și reproșau și acum mă întâlnesc cu oameni pe stradă, evident, Reproșau faptul că s-a creat un orizont de așteptare. Domnule, dar ne-ați spus, domnule, dar a mai venit odată și ne-a spus că se va face până la da, că mai e un pic, că mai trebuie o hârtie, că mai trebuie o virgulă, că mai trebuie. Și a trecut o lună, și a trecut un an. Și nu s-a întâmplat. Cred că. Vă simțiți cum vinovat trăind aceste moment? Mă simțeam situații? foarte, foarte prost, pentru că sunt un om care, general, n-am avut de ascuns nimic, n-am o cauză și o miză nici a mea, nici a nu știu, altor grupuri de persoane și mi-e foarte greu să, să nu spun omului ce gândesc și ce știu, mai ales ce știu. Adică atunci când știi niște lucruri, că nu pot fi făcute, nu știu cum poți să vii în fața cetățenilor și să spui că de fapt vor fi făcute, dar mai trebuie o virgulă. Între timp mai punem noi 5.000 de poze pe Facebook să arătăm că, știi, s-au mișcat lucrurile și o să aibă, ca o să aibă, o să, la timpul viitor. Noi, după 3 ani sau cât sunt, trebuie să lăsăm ceva și la timpul trecut. Și nu cred că este corect ca cineva să-și asume munca unor instituții, că, repet, avem instituții specializate unde funcționează oameni. ADP-ul are aproape 90 de oameni. Păi, ne lăudăm. Ce să mă laud eu, viceprimar? Cu munca ADP-ului, adică a oamenilor care sunt plătiți zi de zi, sunt plătiți aceștia ai serviciul lor, să asfalteze străzi, să facă diverse toaletări de nu știu ce și celelalte atribuții, da? Și vin eu să spun pe, fa pe Facebook-ul meu, pe pagina mea de Facebook, am făcut cu tare. Păi și atunci, instituția unde mai există? Oamenii aceia, sau nu știu, mi se pare o propagandă, efectiv o propagandă comunistă, ceea ce se întâmplă pe Facebook. Și promovarea asta a liderului maxim, care numai el are dreptul să se exprime, numai el are dreptate În altă parte nu mai există dreptate, nu mai există adevăr Adevărul e doar în direcția primăriei Cine nu e pe strada primăriei, înseamnă că este pierdut e în ea. Dar știți ce este, că este interesant? Pentru și că mulți e... dintre cei care dau like-uri acolo pe Facebook Sunt cei care critică activitatea administrației din Râmnicul Sărat Și am întrebat, oameni buni, dar cum puteți fi așa? eu vă spun că în ceea ce privește programul de luna ianuarie încoace pe lângă faptul că nu cunoșteam programul domnului primar, nu știu, e bine ca viceprimarul să știe programul general al primarului, nu altceva. Sau nu e bine. Dar constatam că au loc întâlniri la cafea, în afara primăriei, da, aveau loc întâlniri între primar și X, între primari, în general dușmani sau în general oamenii care criticau primăria pe Facebook și avea, acolo aveau loc diverse discuții, știți? Că auzeam după aceea că și vedeam pe Facebook că cel care critica acum laudă. Domnule, ce s-a întâmplat? Între timp avea loc discuția la o cafea, dar întotdeauna între patru ochi niciodată la partid. Vă asumați aceste declarații pe care le faceți în acest moment pentru a nu păi, Din cădea moment ce altă le latră. fac e ceea ce eu am uh, constatat. constatat un timp din luna ianuarie, februarie, până am plecat de la primărie. Mai avem de adresat câteva întrebări, sper să ne mai permită și timpul. Vreau și un semn de la colegii mei. În iunie-iulie 2016. Vă gândeați la acest scenariu? Nu m-am gândit nicio clipă. Eu m-am gândit că vin lângă un prieten și lângă o echipă pe care, în general, o cunoșteam, fiind în această echipă de consilieri și câțiva profesori, colegi, da? Uh, și am avut mare încredere și. Uh, dumneavoastră, cred că puteți să înțelegeți postura în care eram ca director al unei școli mari din municipiul Râmnicu Sărat. Puteți să înțelegeți pentru că m-ați invitat pe parcursul exercitării funcției de director la emisiune și ați văzut ce lucruri s-au întâmplat acolo și cât am fost delegat de această școală, echipă. Da? Dar am zis că merită să trec la un alt nivel, aceasta a fost o provocare și că voi fi în siguranță atâta timp cât mă duc lângă niște prieteni, având în vedere și faptul că pe domnul primar îl cunoșteam din anul 2006, de când am lucrat la un ziar local, Sensul Râmnician, împreună cu alți colegi, și creasem așa o viziune despre ceea ce înseamnă dezvoltarea orașului, sau poate așa a fost impresia mea, că aveam eu niște, poate niște impresii greșite, nu știu. Deci m-am simțit că mă duc într-un loc Sigur, unde pot să mă dezvolt, pot să contribui să muncesc pentru oraș, mai mult decât o făceam pentru comunitatea școlară. Deci, nu m-am așteptat la o astfel de evoluție. Și am muncit și în campania pentru parlamentare, în 2016, și în fiecare zi, dar cred că este o, un câștig, o experiență pe care am dobândit-o, și de aceea am zis și foarte mulți m-au contactat în această perioadă că nu este cazul să mă retrag. Deci parcursul să, să politic al domnului Ștefan Torcărescu a luat sfârșit sau nu a luat sfârșit? Vreau să legăm subiectul de un eveniment înregistrat la cu Sărat Nu, parcursul politic nu a luat sfârșit în sensul în care înțeleg politica ca implicare atât la nivelul cetățean, dar și la nivel instituțional. Cred că tinerii bine pregătiți Trebuie să vină în politică și cred că noi cei care avem o anumită experiență politică trebuie să le dăm curaj. Este datoria noastră și bineînțeles, prin dialog și implicare, prin muncă, seriozitate și profesionalism, putem să contribuim la dezvoltarea râmnicului împreună. Avem pe scena politică cam toate formațiunile pe scena politică locală. Ați primit o propunere din partea unei formațiuni politice. Da, este adevărat. De puțină vreme am fost contactat tocmai de o anumită formațiune care provine din PSD. Că v-am spus, ceea ce se întâmplă la nivel național, de pe vremea domnului Dragnea, se întâmplă și la nivel local, și ca și structură, și doctrină, cred că voi face această alegere către Partidul Pro-România. Aici la Pro-România urmează să ocupați o funcție importantă, funcția de lider da? al formațiunii. Avut, am avut o discuție din acest punct de vedere, având în vedere că este o construcție mai nouă din punct de vedere politic și m-au rugat dacă pot sprijini cu experiența pe care o am din această poziție de lider interimar am acceptat și împreună cu cei care îmi sunt colegi astăzi, o parte dintre ei provin din PSD Râmnicu Sărat, vom stabili anumite aspecte care țin și de dezvoltarea municipiului Râmnicu Sărat și de o bună guvernare locală în ceea ce privește perspectiva viitoarelor alegeri locale. Spuneați la începutul emisiunii că ați asistat practic la o execuție politică a dumneavoastră. Deloc nu v-a descurajat această experiență, nu? În prima etapă am fost un pic descurajat, am suferit, mi s-a părut nedrept și asta am și declarat. A fost singura mea declarație imediat după eveniment că m-a sunat și dumneavoastră, m-a sunat și din județ și din țară, reporteri și așa. Atât am spus că este nedrept și că am contestat în instanță, după care probabil timpul, experiența m-a făcut să înțeleg că lucrurile așa sunt în politică și că trebuie să depășesc acel moment. Cred că l-am depășit și cred că cu mult curaj și cu multă normalitate și până la urmă dragoste de oameni trebuie să mergem mai departe. Orice ni s-ar întâmpla în viață, dar mai cu seamă în viața politică, care este o viață asumată. De bunăvoie vii, voluntar vii, voluntar faci politică, fiind o formă de participare la viața cetății, la viața uh, comunității în care tu trăiești. Pentru că uh, sunt oameni care, care ne cunosc, sunt oameni care am colaborat, sunt o mulțime de oameni buni care trebuie uniți și trebuie strânși într-o uh, echipă în jurul obiect unor obiective, nu în jurul unui om ci în jurul unor obiective, pentru că toți trăim în orașul ăsta și eu unul nu am de gând să mă mut din Râmnicu Sărat. Deci, clar, numele domnului Ștefan Torcărescu va fi în continuare auzit, legat de lumea politică. Da, până când voi lua o altă decizie, la momentul acesta, da. Vă mulțumim pentru prezența domnului Ștefan Torcărescu, pentru precizările pe care le-ați făcut în ediția de astăzi. Sunt sigură că râmnicenii s-au lămurit auzind în vară declarațiile liderilor social -democrații. Acum au auzit și uh, precizările pe care dumneavoastră le-ați făcut aici la presa liberă trecere. Vor trage o concluzie. Eu mă bucur că am reușit să le aducem la cunoștință uh, ambele opinii. Mulțumim domnului Ștefan Torcărescu pentru prezență. Vă mulțumim și dumneavoastră. Numai bine. Până data viitoare. La revedere! Presa liberă trecere.